September we met, I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. Na, servus, dragilor! Astăzi vin cu un clip de produse terminate. Mi s-au adunat câteva produse pe care le-am terminat. Într-adevăr, unele le aveam de ceva timp. Nu au fost expirate, nu sunt expirate. Le-am terminat în sfârșit și mă refer aici la niște creme de corp, loțiuni de corp. Pentru că oricât aș încerca să mă țin de ele, frate, când sunt din alea mari, parcă nu se mai termină și te cam satur de ele. Ăsta e adevărul. Nu știu cum e la voi, dar câteodată mă satur când e prea mult, fai, abia trag de el până când îl termin. Înainte de toate, sper că sunteți bine, sunteți happy, sunteți fericiți, sănătoși, că asta e important. Ok, am aici o gentuță cu câteva produse, nu am foarte multe. Ce am folosit? O să încep cu asta, fai de capul meu, de când o am, am terminat-o în sfârșit. A fost un body butter, un unt de corp cu nucă de cocos, mirosea fain și acum miroase. Am păstrat cutia pentru că, nu știu, vreau să pun o floare în ea, ceva. Nu doar pentru a vă prezenta ca produse terminate, ci pur și simplu vreau să o și păstrez, o să o păstrez să pun ceva, o floare în ea. Are și capac, a, dar nu intră. Văd eu cum fac, dar ceva o să fie aici. Mi-a plăcut foarte mult. A fost o cremă grasă, ca să spun așa. Intra mai greu în piele, nu ca aia cum sunt gelurile care intră mai repede în corp. Nu, a fost o cremă grasă, dar mirosea foarte, foarte bine a cocos. Apoi, am terminat acest deodorant de la Dove, Invisible Care. Și-a făcut treaba, nu e ca alte deodorante care să mă dezamăgească. Dacă nu este cel care îl folosesc eu de obicei, Lady's Pick, să zicem așa, pe raft, l-aș putea lua pe acesta, deci poate o să îl recumpăr. Apoi, am terminat, de când o am și pe asta, este un gel de curățare pentru față de la CeraVe. Mi-a plăcut foarte mult. Nu am putut să-l folosesc cu aparat de curățat Foreo, pentru că nu face spumă, dar îl foloseam dimineața când mă grăbeam. Bineînțeles că dimineața tot timpul mă grăbesc eu. Și l-am folosit pe acesta foarte mult timp și îmi place, nu m-a iritat, curăță, hidratează, e ce-mi trebuie și clar o să îl recumpăr. Ca înlocuitor când nu folosesc Foreo, pentru că la Foreo îmi trebuie ceva care face spumă, un gel de curățare care face spumă. Am terminat și acest șampon, v-am spus eu că mi-am luat de la farmacie, de la Gerovital, tratament expert pentru sebum. E ok, chiar ieri m-am spălat cu el, aș putea spune că ține cumva sub control mătreața, dar câteodată când mă apucă mâncărimile, mă scarpin până când îmi dă sângele, ăsta e adevărul. E ok, poate dacă l-aș folosi mai mult timp și aș, nu știu, uita de acest, nu știu cum să-i spun eu, tic de a mă scărpina în cap, probabil nici n-ar mai avea mătreața. Apoi, tot legat de un șampon, l-am pe acesta, Dimension by Lux 2-in-1 balsam. Acesta l-am primit de la cineva și mai am încă unul în baie, nu l-am terminat. Îmi lasă părul foarte fain, spre mirarea mea. Este din străinătate, nu știu de unde este, ce și cum. Aici este șampon balsam Capelli Grassi, cred că e din Italia, după accentul meu italian. Dar îmi place foarte mult cum îmi lasă părul, deci nu știu dacă o să-l am ocazia să-l recumpăr, că cine știe când o ajunge eu în Italia. Apoi, alt șampon. Măi, nu știu cum să vă spun eu, dar înainte eu foloseam șampoane de la Yves Rocher. Îmi plăceau foarte mult, aveau alt fel de variante, era tub din acela, nu așa lățos, din ăsta așa lat. Acela îmi plăcea foarte mult, îl foloseam pentru vârfurile despicate, dacă mai țin eu minte.
Ei, acesta nu prea m-a încântat foarte mult. Nu o să-l mai recumpăr pentru că nu mi-a lăsat o impresie bună. Adică părul meu nu era wow după ce îl spălam. Era curat, dar nu era așa mătăsos, să-mi placă să se descurce, să-l descurc bine. Nu o să îl mai recumpăr. Poate mie nu-mi face bine, nu pot să spun că e un produs, nu știu, nașpa rău, dar la mine nu a funcționat, așa că nu o să-l mai recumpăr. Apoi, haleluia, am terminat acest fond de ten. Nu o să-l mai recumpăr pentru că nu-mi place cum se așează pe fața mea, plus că nici nu era nuanța mea. E nude, nude e foarte deschis, eu potrivit pentru mine este un medium, cam acolo bat. Îmi place cel mai mult ăsta de la Lux, se așează mult mai fain pe pielea mea și pot să-l las așa fără să pun, să-l fixez. Deci nu o să-l mai cumpăr. Apoi, am terminat o acetonă din asta așa pentru ojă normală. Îmi place să mă dau și cu ojă din asta normală și cu dealaltă. Am terminat niște plicuri din astea de cremă, loțiune de corp de la Avon, Encanto, miroase chiar bine și intră repede în piele. Asta îmi place foarte mult. Un pliculeț din asta de câți mililitri? 10 mililitri. E suficient pentru întreg corpul, adică mâini, burtă, buci, bulane, tot mie îmi este suficient, absolut perfect. Și cred că ultima, cred că nu mai am altceva, da, este această loțiune de corp, nu, da, loțiune de corp. Am primit-o de la o prietenă foarte bună, pardon, nu e loțiune, e body butter, e unt din ăsta de corp. Mirosea foarte bine, cu ceva lici și lotus, deci miroase foarte bine. Deși eu am spălat ăsta, chiar și acum miroase, mi-a plăcut foarte mult. Am avut și tubuleț, tot pe aceeași culoare, un tub mai mic, era loțiune și era mult mai lichidă. Ei, untul ăsta era mai consistent, așa mai gras. Dar intra destul de repede în corp, chiar dacă era un unt. Și am terminat și tubulețul la fel ca și aceasta, mă refer la culoare, dar era tubuleț. Dar l-am aruncat, că nu, așa fac youtuberii. Am uitat pur și simplu să îl păstrez ca să vi-l prezint. Ok, dragilor, cam astea au fost produsele, nu am foarte multe, parcă nu prea am răbdare suficientă să adun mai multe, să strâng mai multe. Pur și simplu când adun câteva îmi place să le și prezint, să spun ce și cum despre ele și să le evacuez. Pur și simplu îmi place să am spațiu, cât mai mult spațiu. Nu știu, am o problemă cu asta de la un timp. Spațiu mult în dulap, spațiu mult în organizatoare, în, peste tot în cameră să fie mult spațiu. M-am săturat de multe chestii, prea multe chestii, mai ales de haine. Am dat o grămadă de haine și mai trebuie să mai intru în alte haine să mai dau și de acolo ce nume bun, de-a lui Max nu mai vorbesc că mă ia capul numai când mă gândesc, dar aștept să vină o zi cu ploaie din aia ploioasă să îmi fac de lucru și cu ele să le dau mai departe. Ok, dragilor, sper că v-a plăcut acest videoclip. Vreau să-mi spuneți în comentarii cât de des folosiți voi loțiuni de corp. Eu, în general, mai pun câteodată loțiune de corp când am eu chef, când nu-s leneșă după duș, că cam așa se întâmplă la mine. Dar le folosesc. Acum am ceva de la Dove și de la Balea, am acolo în spate, bine că nu se vede. Și îmi place să mai mă dau din când în când așa să mă răsfăț. Am uitat că trebuie să-mi fac un scrub pentru față, că deja a apărut, a venit anotimpul ăsta mai rece un pic și deja am problema asta cu pielea uscată pe la nas, pe aici și pe la barbă. Da, nu-i problemă. Se vede că n-am mai vorbit de mult, n-am mai postat de mult. Bine, săptămâna trecută am postat, nu știu ce mi s-a întâmplat cu videoclipul, că eu i-am dat programare și nu s-a programat și m-a luat nervii. O să încerc să fac și un daily vlog, deși e cam greu cu daily vlogul la mine în perioada asta, că dimineața de dimineață sunt la lucru până la 12, după aia după masă iar sunt la lucru. Poate în weekend o să încerc să filmez ceva, văd.
Ok, dragii mei, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. V-am sucat! Pa!